România au golit în ultima săptămână farmaciile de iod, după ce Rusia a atacat Ucraina, iar mulți se tem de un eventual accident nuclear. Este însă iodul o soluție? Oricine poate lua iod și în orice cantități? Nu vine răspunsul din partea medicului. Tratamentul preventiv cu iod nu este indicat. Tratamentul preventiv cu iod nu este indicat, a explicat pentru Hot News Ioana Mihăilă, medic, endocrinolog și fost ministru al sănătății. Administrarea de iod are eficiență limitată doar la copii, adolescenți și gravide, spune Ioana Mihăilă, fost ministru al sănătății, de profesie medic, endocrinolog. După vârsta de 40 de ani, spre exemplu, o eventuală expunere la iod radioactiv nu are consecințe foarte mari la nivel de sănătate publică, deloc comparabile cu ce s-ar întâmpla în cazul copiilor. Oamenii se înghesuie să-și cumpere pastile cu iod. Oh, nu e bine. Nu e bine. Am văzut la televizor, spune că să nu o cumpărăm, că nu ne fac bine. Nu cred. Nu. Pastile astea să se vândă, am impresia mea. Fiindcă n-am luat, n-am nimica și nu prea sunt în teme cu aceste pastile. Dar vaccinul s-ar putea să fost ceva adevărate, că prea multă lume s-a întâmplat. Și eu am fost bolnav de acest COVID, dar am stat puțin liniștit și mi-a... Ce se întâmplă dacă iodul nu mai este de găsit în farmacii și vor exista totuși persoane care vor avea nevoie de el? În acest moment, principala problemă cu golirea farmaciilor este legată de faptul că nu mai au acces cei care ar avea cu adevărat nevoie, gravidele și copiii, afirmă Ioana Mihăilă, medic endocrinolog, mai ales că în anumite situații lor le este prescris tratament cu iod și în lipsa unui accident nuclear. Românii merg la farmacie să-și ia acele pastile cu iod. Am auzit, dar... Am auzit și știri oficiale că nu e bine să se folosește numai după. Or, ceva nuclear înseamnă dispariția noastră a tuturor. Nu se va întâmpla. Deci când va fi finalul, când va fi cândva. Ioana Mihăilă mai spune că Ministerul Sănătății are în rezervă tablete de iodură de potasiu și este un stoc care se reînnoiește permanent. Atunci când expiră, se cumpără altele. Există o listă de medicamente pe care Ministerul Sănătății le are în permanență în rezervă. Iodura de potasiu este unul dintre ele, spune fostul ministru al Sănătății.